Trăiască nația. Acesta era salutul lui Eminescu. Se răspundea sus cu dânsa. De ce? Foarte simplu. Suntem români și punctum. Alt argument nu mai este necesar. Tema de astăzi se referă tot la Eminescu. Dar uh, cu o tematică pe care o dezbatem de peste 100 de ani: dragoste. Dragoste este un sentiment uh, cântat de toată lumea, sub diferite aspecte. Vom vedea. Vom. Uh, Încerca să ne referim la o poezie cu totul aparte, care se încadrează într-o dragoste emineștiană cu totul și cu totul diferită de cea care e cunoscută în deopște. Adică, dragostea aceea puternic, sentimentală, patima, dragostea pentru o femeie până la sacrificiu, marea temă a marilor poeți din antichitate până, până astăzi. Eminescu însă privește dragostea și femeia ca și pe bărbat sub diferite fețe și vom vedea unele dintre ele. Uneori cu implicare, alteori cu excepțională detașare, pentru că vedem dragostea nu numai așa cum e cunoscută ea în deopște, cu referire la Eminescu, acea dragoste sentimentală, puternic-emoțională, ci și privită cu ironie, cu sarcasm, cu satiră, sub toate aspectele acestea ale detașării, nu neapărat romantice, ci a detașării care ne face să gândim dragostea. Pentru că Eminescu ne învață că, dincolo de dragostea emoțională care ține de suflet, este și dragostea rațională, care este mult mai puternică. Și atunci va trebui să înălțăm, odată cu Eminescu, femeia pe un soclu. Și a toți nu mai avem frumusețile întrupate, multiplicate, ci frumusețea în sine, frumusețea ca idee, frumusețea absolută, icoana frumuseții. Și atunci avem un elogiu adus ideii de frumusețe, adică frumusețea neîntrupată, chintesența frumosului. În lumea obișnuită e încetățenită ideea că poezia de dragoste a lui Eminescu este profund sentimentală. Și pentru gustul contemporan chiar anacronică cu atenție când spunem cuvântul acesta, pentru că Eminescu nu e niciodată anacronic pentru cei care l-aprofundează. Dacă Eminescu e anacronic, înseamnă că toți marii poeți sunt anacronici. Și Homer, și Horatius, și Shakespeare, și Dante, și Goethe, și Victor Hugo, și așa mai departe. Adevărul este că poetul vede dragostea în nebănuitele ei ipostaze, așa după cum și femeia are fețele ei diferite, înălțătoare, abisală, amuzantă, de la femeia înger, femeia demon, femeia înger și demon, femeia copilă, puberă, titanescă, serafică, cochetă, chiar puică moțată, cum vom vedea în antropomorfism, matroană, ipostaze care se multiplică aproape cu fiecare, fiecare poezie. Quintesența ar sta într-un titlu dintr-o poezie de la începutul publicării poeziei mineștiene, Venere și Madonna, sau Venere și Madonna. Venera, Afrodita sau Venus, ca zeița a frumuseții, a frumuseții întrupate, a frumuseții fizice și Madonna Dumnezeie, chintesența frumuseții morale chintesența cumințeniei morale, chintesența iubirii materne, chintesența iubirii în general, cum spunea părintele Stăniloae. Așa că ar trebui să vedem toate aceste ipostaze ale femeii și prin ea ipostaze ale, ale iubirii. Între frumusețea ca trup și frumusețea ca idee, frumusețea ca statuă, frumusețea ca gând. Și aici intrăm, permiteți-mi să amintesc nuvela sau poemul în proză, cum îl numește Călinescu, Cezara. Când Ieronim o vede pe Cezara la fereastră, o vede ca pe un ideal. Ca pe un absolut. O vede ca idee. În momentul când Ieronim se apropie de ea, o vede cu trup, o vede întrupată, o vede instinctual. Nu o mai gândește ca frumusețe absolută. Gândul s-a micșorat, s-a estompat, și a coborât în instincte. Așa se face că de aici plecăm în, într-o repartizare, într-o clasificare a ființei, așa cum o face un filozof contemporan, vorbind despre registrele ființei. Și anume, registrul de jos al ființei, biologicul, instinctualul, animalitatea, care este limitată pentru că moare și nu are conștiința limitei. Filozoful Gabriel Liceanu Stabilește registrele aceste ale Ființei, vorbind despre două caracteristici: limita și conștiința. Animalitatea nu are conștiința limitei. Și atunci ne ducem către Oda lui Eminescu, Oda în Metro Antic. Nu credeam să învăț a muri vreodată, pururi tânăr, înveșmântat în mantam. A avea credința. Că nu mor niciodată, este o credință de tinerețe când totul ține de viața intensă pe care o trăiește adolescentul, tânărul. Dar la sfârșit în odă ne spune ca să pot muri liniștit pe mine, mie, redămă. Adică învață-mă că sunt ființă muritoare și atunci voi accepta. Moartea, pentru că nu se poate altfel. Învățătură pe care Eminescu ne-o dă, iată, cu mare gândire, cu profunzimea unei gândiri colosale. Dacă ajungem la Alt registru al Ființei, Divinitatea, Transcendența. Transcendența are conștiință și e nemuritoare. Deci are conștiința infinitudinii, a nemorții. La mijloc e Ființa umană, Ființa umană gânditoare, adică registru median al Ființei, Ființă limitată, muritoare și care are conștiința limitei, conștiința morții. Ca să pot muri liniștit pe mine, mie, redămă, ne învață, ne învață Eminescu. Vorbind despre poemul pe care toată lumea îl știe, cel puțin îl știe după nume, și nu e rău că știe și atât, Luceafărul, Toată lumea vorbește despre șase ipostaze ale ființei. Și anume, Cătălin, care s-ar încădra în registrul acesta al instinctualului, Cătălina ca dublu, cum spune George Călinescu, adică pe de o parte prea frumoasă, așa cum o vede Luceafărul, frumoasă în toate cele, adică ideea de frumusețe, frumusețea în sine neîntrupată și Cătălina, așa cum o vede Cătălin întrupată și ce frumoasă se făcu și mândră în toate cele. Ei, Cătălina, cu ea, cu ca să-ți încerci norocul, da? E, să-ți încerci norocul E în lumea noastră a trecătorilor, pentru că norocul vă petrece. Norocul trece de la unul la altul, norocul trece peste noi. Azi avem noroc, mâine avem ghinion și așa mai departe. Moartea e un ghinion, pentru că și norocul acesta al vieții, al darului lui Dumnezeu, este trecător. Apoi, Luceafărul, tot ca dublu. Cel care coboară și cel care urcă la demiurg, Luceafărul și Hiperion. Iar demiurgul, din punctul meu de vedere, numai el poate fi unic. N-are dublu, cum are Cătălina și cum are Luceafărul. Cătălina are dublu. Și ăsta este un lucru pe care eu îl susțin cu tărie. Cătălina are dublul său, și atunci avem șapte ipostaze ale ființei. Numai demiurgul nu poate fi multiplicat. Și atunci ce spasă ții echip de lut, dacă o fie eu sau altul, nu se referă la luceafăr, ci se referă la multiplicările lutifere, adică la oameni, nu numai la Cătălina, pentru că nu numai ai echip de lut, și de aici misoginismul acesta al femei ușuratice, care nu înțelege o aspirație mai înaltă. Ba, Cătălina spune clar, deși vorbești pe înțeles, eu nu te pot pricepe. Adică, înțeleg ce spui, ce îmi ceri, dar nu pricep cum ar fi posibil ca eu, ființă muritoare, să devin ființă nemuritoare. Pe tale ceruri să răsar, să răsai, mai mândră decât toate stelele. Imposibil. Ea are această conștiință a imposibilității de a deveni nemuritoare. Iar Cătălin este și el privit ca dublu, întregind această septadă pe care o văd eu în poemul Luceafărul, tot cifra șapte, mai ales că Luceafărul are și 98 de strofe, tot multiplu de șapte. Apoi, când Cătălin spune, în, despre, în vremea asta, Cătălin, viclean copil de casă, vă amintiți, da? În vremea asta, vremea e diferită de timp. A fost odată ca în povești, a fost ca niciodată adică un niciodată al irealului, al idealului, cum zice Tudor Vianu, spre deosebire de vremea. Omul are vreme, numai Dumnezeu nu are vreme, el are timp. Da? Iar Cătălin e tocmai prezent în această vreme, adică atâta cât i s-a dat. În vremea asta Cătălin, da? Însă Instinctele lui sunt depășite de rațiune. Unii spun că versurile nu ar fi aparținut lui Cătălin și au încercat chiar să le să spună că ar fi o, ceva ilogic în gândirea lui Eminescu în acest poem. Nici pomeneală. Cu farme, cu lumini reci, gândirile străbate, revarsă liniște de veci, pe noaptea mea de patim Iată Cătălin ce spune. Noaptea de patim instinctele, dar vrea liniștea de veci. Da? Adică liniște și farme cu lumini reci. Păi ce e lumina rece? Rațiunea, gândul, lumina rațiunii, dată de ce? De sentimentul iubirii. Omul devenit conștient că iubește, devine conștient de propria ființă. Gândește și atunci gândește la frumusețea altă frumusețe și la iubirea gândită, nu la iubirea trăită. Apoi să pătrundem și în alte ipostaze ale femeii și ale feminității. Femeia mamă. O mamă, dulce mamă, din negura de vremi, vă mai amintiți, da? Femeia icoană și icoana ca în rugăciune, femeia sfântă, așa cum am spus. Posturile de televiziune abundă în emisiuni care au ca temă dragostea sau în știri de cuplu. Cele mai multe dintre ele sunt legate de fel de fel de cancanuri, de despărțiri, de aventuri cu vedete dubioase și superficiale. Prezentate uneori ca mari povești de dragoste. Am uh, renunțat să mai ascult astfel de știri sau de emisiuni complet lipsite de profunzime și de spirit. Am refuzat de mult, da? pentru că nu te învață nimic. Nu e nimic de reținut. Sunt doar uh, povești uh, fugare, fugitive despre cineva care crede că dragostea e un sentiment de clacă. Mari povești de dragoste, dulce, amară, sunt consemnate de istorie și de literatură. Și să ne amintim doar câteva pe care le știți foarte bine. Nici nu le-aș mai spune Tristan și Izolda, Romeo și Julieta sau Elena și Paris, Ulise și Penelopa, povestea din Love Story, dacă tot e să vorbim despre o poveste de dragoste din contemporaneitate. Frumoasă poveste de dragoste. Veronica Micle și Eminescu. Gândiți-vă la Ion, pentru că unii profesori de român au cerut să nu se mai studieze Ion în școală, romanul lui Rebreanu, pentru că e prea violent. Păi, ce să studiem? O poveste legată de pământ? O poveste legată de ruperea în două a țăranului între dragostea pentru o femeie, sentimentul cel mai puternic al omului, cum zice Rebreanu, și dragostea pentru pământ. Să nu vorbim despre asta? Ca și când am spune să nu ne mai iubim pământul patriei, moșia strămoșească, pentru că nu numai gardul o grăzii mele, ci e o moșie mai mare. Apoi să nu mai vorbim de Ștefan Gheorghidiu și de George Demetru la Dima. De ce să nu vorbim? Povești de dragoste sacrificiale până la, până la urmă într-un și chiar într-un roman al subsemnatului, dacă vreți să aflați, între Sebastian și Matilde. Dintr-un roman publicat acum vreo câțiva ani, Matilde și fata din grădina albastră. E, să mergem apoi la cezara lui Eminescu din nou, la Maria din Sărmanul Dionis, la Poesis, am zis odată că e cel mai frumos nume dat unei femei Poesis în uh, geniu pustiu, în romanul lui acelui Așeminescu. Dragoste, fețele dragostei. Prima dragoste. Prima dragoste care se spune că nu se uită niciodată. Cred că așa e. Prima dragoste e cea pe care nici nu o conștientizezi bine, dar îți răscolește sufletul. Și dragostea aceea a copilăriei, când se înfiripă primele sentimente și devii conștient de ele. Apoi dragostea din adolescență, dragostea de la 18 ani, care e ca un rug, se zice, da? Ca un foc de paie, trece repede, dar e puternică, te arde. Apoi dragostea de o viață dragostea unei căsnicii care ține 60, 50, 60 de ani. Nu obișnuința, că mulți zic că e obișnuință. Nu, poate fi o dragoste de 50 de ani, de 60 de ani, care te unește. Apoi, așa, a dragostea dintr-o căsnicie lungă. Dragostea are fațetele ei. Și cred că Deși e un sentiment înălțător, e și o suferință, o stare a sufletului și a minții. Deși eu cred că e același lucru, mintea și sufletul. E că e în același timp, mă îndoiesc. Apoi, cum sunt și de acord. Pentru că mintea socotește și Sufletul trăiește. Creierul e paradoxal, nu? Așa că ne întrebăm dacă iubire înseamnă fericire. ce e fericire? Dacă la capătul celălalt e ura și numai așa, prin contrast, putem să le înțelegem semnificația. Numai prin contrast. De aici, la Eminescu, antitezele fac viața. Binele și răul, frumosul și urâtul, iubirea și ura, Dumnezeu și diavolul. E, iubirea pentru celălalt, iubirea pentru o persoană anume, ce iese din cotidian și devine icoană, o imagine, o himeră, o idee a tot acaparatoare, iubirea de sine până la narcisism, iubirea pentru o cauză individuală sau colectivă. Mai avem vreo iubire colectivă? Ne mai unește ceva? Pe noi toți, Iubirea de apartenență la o istorie, la o țară, la o identitate etnică, de limbă, de gândire și de trăiri comune, de tradiții. Iubirea pentru natură, pentru animale și multe alte fațete ale iubirii. Iubirea de mamă și de tată, iubirea pentru copii iubirea de carte și de învățătură de a învăța pe alții pentru doamna educatoare pentru doamna și domnul învățător pentru profesor, pentru dascăl, pentru preot, pentru apropiați prieteni, colegi, iubirea pentru un sat asemenea lui Blaga sau lui Rebreanu pentru un anumit fel de a trăi spiritual iubirea de Dumnezeu, iubirea pentru Hristos și Fecioara Maria, iubirea de putere, iubirea de avere, de a avea, de a agonisi, patim și pătimiri, între smerenie și orgoliu, ca noaptea de patim între instinte, ca la Eminescu. E... Fecioara Maria. Eminescu îi dedică o poezie, cel puțin una, deși apare și în altele. Rugăciune. Repet, chintesență a iubirii, cum spunea părintele Stăniloae. Hristos chintesență a iubirii sacrificiale pentru salvarea, pentru mântuirea omului. Iubirea ca așteptare o găsim în, nu numai în Sara Pedel, în numeroase alte poezii emineșiene. Uneori, așteptarea este mai puternică decât împlinirea iubirii. Sub un salcâm, dragă, mă aștepți tu pe mine cine n-ar da viața lui toată pe o astfel de noapte bogată. Am inversat puțin versurile din Sara pedal. Ei, Arghezii răspunde. Arghezii răspunde într-o poezie superbă. Iar un mare poet. Iar acum, covăd venind, aș voi să mi se super. Pentru că așteptarea, închipuirea ei că vine cu aștept e mai puternică decât apropierea. E, asta e în cezara. Iar în sărmanul Dionis spune Dionis pentru Maria, dacă am făcut ceva pentru ea, am făcut. Adică pentru femeia iubită, ispita Ispita dragostei. E, căderea, tot în Cezara. Francesco, pictorul, schițează un tablou, Căderea Îngerilor. Și acolo are nevoie de un model pentru un demon. Pentru că are un model pentru un înger, Cezara. Și vede în Ieronim, în călugărul Ieronim, vede modelul demonului. Un înger lângă un demon. Și îl roagă să ia acea figură care să îl, îl inspire în imaginea aceasta a demonului, a demonului rece. Apoi, dragostea hormonală care nu-i scapă lui Eminescu puberă. Acel volatilis al lui Cantemir din descrierea Moldovei. Volatilis, burătorul, cel care vine noaptea și intră pătrunde în odăile fetelor și le chinuiește cu primii fiori ai iubirii. Cantemir e hazliu aici pentru că spune că s-au mai văzut și astfel de zmei cu două picioare care au ieșit de pe, au sărit de pe ferestrele uh, fetelor. Dorul de iubit, numește Eminescu asta, dorul de iubit, o stare nedezlușită. Cătălina trece prin această stare nedezlușită. Dorul de iubit, primii fiori ai iubirii. Complexul acesta al, al zburătorului, ca în zburătorului Heliade, dacă tot facem literatură și din păcate a ieșit din, din manuale, da? Noaptea de patime, același lucru, și împlinirea iubirii sunt două lucruri diferite. Dorul de iubit, dragostea de dragoste. Iubirea de dragoste, de sentimentul acesta, să iubești, să fii îndrăgostit. Și revenirea la rațiune. Liniștea de veci, farmecul luminii reci. Iată o altă dragoste, un alt tip de dragoste. Într-o relație de reciprocitate afectivă, ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, eu ție, eu ție patria mea, eu ție, dulce Românie, ce-ți doresc, da? Și ce-mi dorești tu mie, patria mea, dulce Românie. Apoi, din punctul meu de vedere, numai literatura, artele în general pot dezvolta nuanțele, nesfârșite, nenumărate ale, ale iubirii. Nici psihologia, nici un studiu cuprinzător nu poate cuprinde toate aceste nuanțe. E un acord fin pe al sentimentului de dragoste, și al opusului, da? pe care numai literatura, numai artele îl pot, pot, muta cursorul acesta al, de acord fin al sentimentului de dragoste. Ce e iubirea? Ne putem întreba. O manifestare biochimică, hormonală, un sentiment dat de un exces de substanțe, de chimie, de organizare specială a creierului, un miracol, o minune, care e când așezată în creier, când în inimă, când în sânge, când în alte organe, în alte glande, în os osul plexului și așa mai departe. Gelozia, invidia, orgoliul ca la Camil Petrescu, vanitatea, lăcomia dorințele hormonale, agresivitatea, ca la Freud, de aici ura, complexele, bolile nervoase. E vorba de dragoste numai când e reciprocă, ne spun psihologii. Dacă nu e reciprocă, nu e dragoste, e altceva. Vanitate, gelozie. Când e reciprocă, când e împărtășită, altfel e altceva învață psihologii. Apoi, sacrificiul din dragoste. Spunem adesea, s-a sacrificat din dragoste. S-a sinucis din dragoste. Sau din orgoliu. Din egoism. Greu de spus dacă o astfel, un astfel de sfârșit de ce e dat. De egoism, de boală, de adevărată dragoste mai greu de crezut paradoxal a renunțat la dragostea lui pentru fericirea ei e posibil da și a abandonat propria dragoste și a renunțat la luptă a renunțat să cucerească reduta pe care o îndrăgise E și acesta un aspect legat tot de sentimentul, tot de sentimentul acesta puternic al, al iubirii. Dacă ajungem iarăși la Eminescu, ce e amorul, înger și demon, floarea albastră, venere și madonă, singurătate, ce-ți doresc eu ție, dar și o serie de poezii ironice. Vă rog să le citiți. Pusnicul, de exemplu. Vă rog să citiți antropomorfism. Vom încerca să spunem câteva cuvinte despre poezia antropomorfism. Dar înainte, dați-mi voie să citesc un, un vers din poezia care deschide volumul Princep și multe dintre volume încep cu această poezie, multe ediții, cu poezia Singurătate. Câteodată, prea rare, e târziu când arde lampa. Inima din loc îmi sare când aud că sune cleampa. Este ea. Deșartă acasă, casă dintr-o dată îmi pare plină, în privazul negru al vieții e o icoană de lumină. Și mi ciudă cum de vremea să mai treacă să îndură, când eu stau șoptind cu draga, mână în mână, gură în gură. Poezia e datată 1 martie 1878, iar o parte dintr-un vers, o singură propoziție, este ea. Punct. Este ea. Ea este scris cursiv și cu literă mare. Este ea. Ca o minune. O apariție, ca o minune. Cât, ce icoană, ce monument mai, mai frumos dedicat ființei iubite, femeii, decât este ea de casă, dintr-o dată îmi pare plină. Că vorbim de poezia ironică a lui Eminescu, vă rog să citiți câteva poezii din jurul anului 1874, 1875-1876, după datarea lui Perpesiciu și evidenta, evidenta altora. Înainte de asta, să vă arăt o ediție splendidă, Eminescu, la 50 de ani de la moartea poetului, cu Eminescu Poezii, cu un portret realizat de Camil Resu. Apare la Cartea Românească în 1939. Poezii Mihai Eminescu, ediție omagială a municipiului București, cu ocazia a împlinirea a cinci decenii de la moartea poetului, 1889-1939, iunie 15. Și o ediție superbă a lui Garabeti Brăileanu. Aceasta este coperta și cu o surpriză pentru noi argeșenii. Mihai Eminescu poezie ediție îngrijită de Garabeti Brăileanu, gravură și ilustrații de Alexandru Brătescu Voinești, 1941, editura Ministerilor de Artă și Propagandă, cu portretul lui Eminescu, iarăși frumos, cu desenele și cu vinetele lui Brătescu Voinești, și desene realizate tot de el, la fiecare poezie este câte o vignetă, și sunt și imagini color frumoase, evident, reproduse, minunate. La Luceafărul o, o foarte interesantă și foarte modernă realizare, aproape neașteptată. Și numeroase, numeroase altele, evident, într-o ediție minunată. Și am primit astăzi, și îmi face plăcere să vă arăt, această din colecția lui Mihai Eminescu, Luceafărul, apărută la Chișinău, o am de la un om de cultură și anticar, domnul Dan Motreanu, împreună cu câteva cărți poștale și o coliță tot cu, cu Mihai, Mihai Eminescu, care a fost de curând la Chișinău și a venit cu impresii foarte frumoase despre capitala Moldovei, curată, culturală și așa mai departe. Pentru că am vorbit doar de, de imaginea femeii, să vorbim puțin și de imaginea bărbatului la, la Mihai Eminescu. În Pusnicul, de exemplu, vorbește întâi de copile dulci ca îngerii, adresându-se direct cititorilor. Ah, vorba înger scapă pe oricine de lungi descrieri, dulce cititori. Astfel, acum ea mă scapă pe mine să zugrăvesc terestrele, comori, acele dulci frumoase, june, scule cu minți deșerte și cu inimi nule. E, cum e privit bărbatul? E, în foarte, foarte curioase, da? Apoi, un, un tânăr poate fi de-abia de 18 ani și care trimite priviri timide și șirete, fie unui tont, Tont înseamnă neghiob. Ce o privește, avan. Avan în Moldova înseamnă strașnic, amarnic. Fie unui ghiuj, adică un blând amețit, senil, nebun, cu mintea paralizată. Capie e o boală de creier a oilor care te face să, te, să se tot învârtească pe loc cu mișcări convulsive până amețesc urât și avar, cu portretul complet din satira a treia. Vezi colo pe urăciunea fără suflet, fără cuget, cu privirea împăroșată și la fel umflat și buget, negru, cocoșat și lacom, un izvor de retlicuri. Apoi în pusnicul este sinistru și pleșcan, Dicționarul lui Șeineanu, lui Lazar Șeineanu, înregistrează sensul de jefuitor la pleșcan. Dar e posibil să fie un derivat de la pleș, pleșuv, chel, despre vite cu un corn în sus și unul în jos, ceea ce ar fi o adevărată caricatură. Și cu imaginea măștilor populare antropozoomorfe în zona, în zona Moldovei fie, iată altă imagine a celui care s-a îndrăgostit și care face curte unei cochete, un general cu talia înaltă, strigău și prost, ca și un bou de baltă. Talie, știți ce e? Lungimea corpului omenesc, în sensul pe care îl folosește Eminescu. Strigău, care vorbește foarte tare, pentru aș manifesta autoritatea de formație profesională, obișnuit să strige, să dea comenzi cu voce tare. Bou de baltă, care îl compară, e o pasăre băltăreață, care o obișnuiește a-și băga capul în apă și a zbiera ca un vițel. Soi de broască, care când e supărat, aruncă un suc alb spumos. Apropo, la salivația mai abundentă a unora. Caracteristicile se însumează. Generalul e înalt, vizibil, părând că domina adunătura, zbiară ca un vițel și care vorbind tare, necontrolat, bătrânește, împrăștie și salivă. Altă caricatură umană însumând figurile caricate. Un tont, un ghiuj, un general strigău și prost, fudul și prost, un adevărat monument. Adică, un adevărat monument, ca să folosim și un termen aplicat lui, lui Caragiale. Nu sunt momente, ci monumente. Da? O poezie pe care vă rog să o citiți, să aveți răbdare să o citiți, are 69 de strofe catrene, adică 276 de versuri. E foarte foarte mare ca să zic așa, la, la lectură, pentru că Eminescu ne-a obișnuit și cu versuri foarte, foarte lungi. Da? Apoi femeia măr, mărdeceartă sau mitologicale, în care iarăși ve veți găsi imagini ale femeii cochete, ale ghiujului ale bătrânului care se crede curtezan, ce antropomorfismul? Atribuirea de însușiri și calități umane unor ființe non-umane, obiecte sau fenomene naturale sau supra-naturale. Vine din antropos, care înseamnă în limba greacă om, și din morfe, care înseamnă formă, cosmos, univers, plus sufixul evident... Is. E similar uh, Prozopopei. La Eminescu se transformă într-o superbă alegorie, care permite și o călătorie culturală, o peregrinare în literatură și istoria universală. Eu l-am numit pe Eminescu peregrin în universalitate, dar îl numește mai, mai bine. Basarab Nicolescu, filozoful și fizicianul Basarab Nicolescu, pentru că vorbește de transdisciplinaritate la Eminescu, despre transcultural, transmitic, transistoric, transreligios, transmitic, dacă n-am spus, asemănându l cu mari poeți ai lumii, între care Dante, Goethe, Victor Hugo, iar la noi Cantemir, Eminescu evident, Bogdan Petricei cu hd Mircea Eliade, Ion Barbu adică pe cei care au avut preocupări în sensul, în, sensul, în sensul acesta Blaga spunea că Eminescu scoate cuvintele din starea lor naturală și le transpune în starea lor de, de grație în Antropomorfism e o poezie datată 1875. Pare o fabulă, o bufonerie, cu o notă comico-ironică, amuzantă și cu limbajul inconfundabil al lui Eminescu, deosebit de inventiv. Nu e departe de umorul lui Creangă și de caricaturile lui Creangă, acei monștri simpatici. Da? cum erau numite personajele lui lui Creangă fie că e flăm în zilă și așa mai departe numai că acolo suntem într-un basm, aici suntem într-o alegorie care ne apropie de fabulă în care personajul principal ca să zic așa, este sau ipostaza principală pentru că suntem într-o poezie este puica moțată. puica moțată și matroana la mănăstire cam moțată care este la mănăstire, dar i se cam aprind călcâiele, e în perioada dorului de iubit, da, și vede prin gard cocoșul și evident că trece gardul, dacă nu trece cocoșul gardul. Iar matroana, schivnicită, cei mai în vârstă știu ce era matroana, la unele case, așa, cu, așa, cu felinarul roșu, nu am vrut să spun, dar dacă lumea știe foarte bine, da? schivnicită, da? dedulcită la păcate, da? zice, zice Eminescu, și atunci o învață să fie atentă, dar instinctele sunt mai puternice și atunci aude co vede cocoșul, cu creasta roșie, cu coada roșie învăpăiată, cântând cu curigul și atrasă. E, după ce face o, o incursiune în fel de fel de iubiri, vorbește de Cicisbeo, de Sultan, de Voltaire, de Lovelace și așa mai departe, face o incursiune în, în sentimentul acesta al iubirii, încep să-i dea târcoale cocoșii mai tineri, da? puicuței, care ce să facă, devine cochetă și le acceptă uh, curtenirea. Apoi, uh, poemul alegorii conține o pildă și o morală, plecând de la cuvântul final al poemului, pus în rimă, la sfârșit, minunescu. Vede un uh, exemplu urmat de Eminescu în uh, Muza de la Bortarece. Bufonerie literară, lirică, între acte de Henri Meiac și Ludovic, Halevii, muzica lui Offenbach, editată de revista contemporană la București prin, 1900, prin 1873, a unui poet Mihail Zanfirescu, de aici Minunescu. În manuscrisele lui Eminescu se întâlnesc astfel de încercări de teatru glumeț, de care exemplul muzei nu va fi străin. Ce e sigur e că una din marile lui poeme postume, antropomorfism, se termină în rimă cu numele cei dase bufoneria acestui Mihail Zanfirescu, Minunescu. Ca multe alte texte mineșiene, și antropomorfism are o derulare epică. Monologuri interioare și dialog Călinescu considera, așa cum am spus, că și textele în proză sunt, de fapt, poeme dramatice. Iubitor și practicant de teatru, tăind în preajma acestui complex spectacol, cu retorica sa proprie, Eminescu îi va prelua unele practici. Adesea, Eminescu ne dă impresia că înțelege literatura sub toate formele ei, că poezia, în sensul în care îl dădea Aristotel în poetica sa, mai mult recitarea poemelor sale cele adaptare de scenă, retorică și gestică teatrală. Să ne amintim de George Vraca, de Caramitru, de felul în care George Călinescu recita poemul Luceafărul, da? păstrând ritmurile savante ale lui Eminescu, pentru că ele se, se schimbă permanent de la peon 1 până la peon 5, iam și așa mai, mai departe. Vă, vă amintiți sau dacă nu urmăriți cum, cum puteți recitarea aceasta excepțională a lui George Călinescu sau a lui Caramitru sau a lui George, a lui George Vraca. Apoi eminentele analize de urmărit ale domnului Nicolae Georgescu Mihai Eminescu Poezie, ediție critică apoi evident puteți citi Alexandru Ștefănescu Aleș Ștefănescu să vedeți interpretarea nu numai la poezia antropomorfist cu lucruri, cu lucruri noi și foarte, foarte actuale Într-o poiată tăinuită, trăiește pui ca cea moțată cu penetul de omăt. Nu întâmplă cu penetul de omăt. Albă, pură. Da. E retrasă la umbroasă zăhăstrie, adică sihăstrie. Undeva, într-un loc ascuns privirilor indiscrete, asemănător unei mănăstiri unde poposez numai cele chemate de o anumită vocație, unde venerabila matroană este o găină îmbătrânită, de mult schivnicită de lumești de de mult iertată de păcate și vorba unui stareț părăsită de păcat înainte ca ea să renunțe la el o călugăriță veche ce de mult era iertată, ce de mult se dizvățase de plăcerile de iubire și dovedită propovăduitoare a moralității. ia cu limba ascuțită, clevetește întreaga fire contra demoralizării propovăduie focată. Să vedem totuși. Puica cea moțat are penetul de omăt, nu hainemona hale de culoare închisă, ceva din ghirlandele de pene agățate de gât și acoperind sumar corpul. Cu moț în frunte, făcând parte din recuzita îndrăzneață a actrițelor de vodevil, de piese de teatru ușoare, cu cochetăria pretențioasă orea locatarilor locatarelor de la felinarul roșu. Din poiata tăinuită, zice Eminescu, umbroasă zăhăstrie. În Moldova, poiată înseamnă grajd din gard de nuiele și coteț. Poieți pentru păsări apare la creangă. Zăhăstrie sau sihăstrie, cu sonorizarea consoanei inițiale, înseamnă starea de sihastru, în singurare și singurătate și locuința sihastrului. În mediul acesta tăinuit, ascuns, adică misterios, orice cucoș ar umbla căpiet, adică turbat, amețit. Capie e o boală de creier a oilor, cum am spus, care le face să se învârtească până amețesc. Bine, căpie de iubire, urmărind Insolenter, da? Iată și neologisme pe care le introduce Eminescu, pe lângă numeroase anai. un cunoscător excepțional al, al limbii române, poporane și istorice, dar și a cuvintelor noi intrate în limbă. Limba poporană și istorică, dicționarul, Marele Dicționar al lui Așdeu, cum îl numește. Urmărind insolenter, adică prea îndrăzneți, indiscret, obraznic, chiar, inocenta adică nevinovata, inocenta junie, adică tinerețe a moțatei, ca la Alexandrii, a juneței tulce floare. E pitoresc savuroasă această îmbinare de cuvinte neoșe și de neologisme, care va continua pe tot parcursul poemului, limbaj el însuși suculent, amuzant. Copila e cochetă nici vorbă de înfățișarea de cucernică monahiță. Umblă cu grație, zugrăvind cu dulce ai labă stele pe nisip. În alte contexte ar fi imaginea dulcei copile cu mâna mică și rece, autoironie a propriului limbaj. E o găină virtuoasă, o găină prea de treabă, ce caută cu evlavie, adică scormonește, după fire de ors și coj de jimblă. E, cum se potrivește insolenter cu jimblă? Excepțional. Jimblă învechit înseamnă franzelă, pâine. Cititorul poate alege între cuvântul mai pretențios și cel comun. Ambele formulări, fire de ors, fir are și sensul de lăstar, ca în fir de iarbă și coj de jimblă, adică coajă, res de pâine, firimituri, partea întărită prin coacere sau uscare, dacă ne ducem la dicționar, presupunând hrană austeră, adică așa ca la, ca la mănăstire, schivnică, săracă, lipsită de lăcomie, evlavioasă, găina demnă de admirat pentru a ei nuri, adică strălucire, frumusețe, grație și tinereță îl fascinează, iată pe, citez, boul chior ce vede numai jumeta din a lui Paie, îndrăgostit pentru prima dată și care își declară dragostea feciorelnică în cucurigul dulce din cântări de dimineață. Reciproc și ea? Ah, în inima mai fecioară, simt o tainică, vă paie pentru cucurigul dulce din cântări de dimineață. Jumeta produce efecte delicioase de interpretare, de înțelegere, de găină jumulită, da? jumeta, jumulită, de jumătate cu care împarte culcușul de paie, adică poeata, sau de faptul că, fiind chior, de admirație și de amor, iubirea e adesea chioară sau oarbă. Nu vede cât partea jumătatea frumoasă a lucrurilor. Își pierde pofta de mâncare, văzând în orice lucru chipul ființei iubite. În pământ, ca să găsească chipul cel dorit într-una. Noaptea se plimbă visătoare, căutând în lună a lui umbră luminoasă, melancolica copilă. Un căut în lună e un visător, nu? Un lunatic. După această prezentare a protagonistei și în mediul în care trăiește, după modelul fabulei, intervine venerabila matroană. Găina îmbătrânită și înțeleaptă, vorbind de la nivelul experienței de viață dobândite, împărtășind-o mai tinerei sale ucenice, retrasă din cele lumești, adică de mult schivnicită de lumești deșertăciuni. Ea îi spune alei taine ca la raza înțelepciunei să găsească mângâiere pentru a gândurilor goană. Devenită propovăduitoare, propovăduitoare a cumințeniei, a moralei, călugăreța veche e de mult iertată ce se dizvățase de mult de plăceri de iubire. Are limba ascuțită totuși, matroana. E înțepătoare, tăioasă, aspră, stridentă, spre delitoare. Și clevetește întreaga fire. Păi la mănăstire, stareța să clevetească, prea se cade, nu? A cleveti înseamnă a defăima, a calomnia. Și ea clevetește întreaga fire, adică fel de a fi. De aici vine fire. A fi fire. Natura omului a fi de o anumită fire, da? firea omului, ceea ce este firesc. Și propovăduiește o adevărată, a devenit o adevărată predicatoare contra demoralizării, a lipsei de moralitate. Versurile ne întorc la ipocrizia preotului, cu mâni uscate ce se roagă ținând strana, în timp ce deasupra lui, cu aripi întinse, stă satana, da? ca în poezia preot și filozof, sau ca în o adevăr sublime. Preoți cu crucea în frunte, visternici de mistere, voi sunteți sarea lumei, formați inima ei. E rău numai că ziua stați pe mâncat și pere, și sara pe minciune și noaptea pe femei. Cu firea omului întotdeauna. La propovăduirea înfocată a găinii bătrâne și experimentate, puica cea moțată, copila, mititica, îi dă exemple tot din lumea păsărească, a care cum din cuib scot pui capul, se cutează pe ulucuri și apoi la miezul nopții îi aud făcând buclucuri, sărutându-se cu ciocul, drăgostindu-se între ele, adică exersându-și instinctele să sfințești cu mii de lacrimi un instinct atât de van, ce le abate și la păsări de vreo două ori pe an. Nu vedeți că acea iubire sărvă o cauză din natură, ce e leagă în unor viețe, ce semințe sunt de, una, de ură, ca în satira 4. Buclucuri înseamnă încurcătură, nevoie, poznă. Era în adevăr o adevăr sublime în compania unui cuvânt trimițind la aceeași realitate, comedie. Soarta păsărilor ca și a oamenilor este nefericită, îi răspunde bătrâna, iar rândunica nu-i găină, îi atrage atenția, cum nici cocoșul nu-i noi, manifestându-și astfel orgolul apartenenței la o specie, dacă nu superioară, cel puțin diferită, făcând referire la virtutea credinței, venerabila matroană schivnicită retrasă la lucruri mai sfinte. Necredința lor știutăi, adică la păsări, aspri, răi, tiranicoși și la cocoși, cu tirania pasiunii, spune Eminescu, ei trezesc viața în inim și apoi o învenină. Vă rog să citiți poezia Antropomorfism, eu m am referit doar la început. Faceți trimiterile necesare și citiți și trimiterile la cultură, pentru că sunt foarte multe trimiteri la personaje, la Don Juan de exemplu sau Don Juan, la Donia, da, am spus la Voltaire, la Cicisbeo, la Sultan și așa mai departe, da? Pentru că Eminescu e peregrin cum am zis, în cultura universală. Și dacă Mita Boșe spune că Eminescu a făcut un mare serviciu Indiei pentru că a adus India în, în România și cunoașterea filozofiei și mitologiei indiene, ca și a mitologiei scandinave, ca și a Egiptului și numeroase alte peregrinări prin cultură și, cum spune Basarab Nicolescu, transcultural, transmitic, transreligios, într-o superbă limbă română inconfundabilă, făcând din limba română, cum zice Blaga, o limbă de grație. Trăiască nația!